Te-ai săturat de Germania și ai de gând să pleci în România sau să te duci în altă țară? Imediat te informezi ce trebuie să faci înainte de a părăsi Germania pentru a nu avea mai târziu probleme primind unele facturi, unele note de plată, unele amenzi sau chiar să te afli în țara unde ești, în țara nouă, cu un executor judecătoresc sau de la ANAF la ușa ta. Pe imediat! Bună, dragi prieteni, sunt Eric Mocanu de la organizația EBS și astăzi în emisiunea Întreabă-mă intru în detaliu despre o temă care am fost întrebat de foarte multe ori și chiar acum 2-3 zile într-un comentariu am fost rugat să fac acest filmuleț și să răspund la întrebarea ce trebuie să știm noi românii când după ce am trăit în Germania dorim să ne reîntoarcem în România sau să părăsim Germania să plecăm în altă țară. Și hai să nu vă mai țin în suspans, să vă spun care lucruri sunt importante, ce trebuie să le știți și ce obligații aveți. În primul punct doresc să discut despre două lucruri foarte importante care au un preaviz în fața lor. Asta ce înseamnă? Că, de exemplu, la apartament. Dumneavoastră mă gândesc că sunteți în chirie, aveți închiriat o cameră, un apartament, o casă, eu știu ce. Atenție, acolo trebuie să vă uitați în contractul care îl aveți de închiriere, că este menționat cu cât timp înainte de a părăsi apartamentul, trebuie să-l contactați pe proprietar pentru a vă da voie să părăsiți apartamentul, bineînțeles, fără penalizări. Aici, de obicei, spune legea, sunt 3 luni de zile. Deci asta înseamnă că cu cel puțin 3 luni de zile înainte de a părăsi apartamentul, dumneavoastră trebuie să-l înștiințați pe proprietar că părăsiți cu data X apartamentul. Atenție, acest anunț nu se face verbal, nu se face pe WhatsApp, nu se face pe e-mail, ci se face cu un scrisum și cu semnătură în original. Deci este foarte important. După ce ați făcut acest anunț și vă respectați preavizul, atunci aveți pasul 2 de făcut. Pasul 2, care iară impune un preaviz, este din dreptul muncii. În dreptul muncii, majoritatea din voi sunteți angajați. Acolo trebuie să vă uitați din nou în contractul individual de muncă, ca și la apartament, în contractul de închiriere, așa e și în contractul individual de muncă, care este preavizul menționat în contract pentru a părăsi firma. De obicei, în probă 14 zile, iar după probă 30 de zile. Dar trebuie neapărat văzut ce scrie în contract, pentru că se poate impune cu următorul 15 sau cu următorul data de întâi. Neapărat trebuie văzut, pentru că o zi greșită la calcul puteți avea probleme. Deci, atenție mare! Cele două lucruri importante care impun un preaviz înainte. După ce ați făcut acest lucru, ce este părăsirea apartamentului, spus așa. La părăsirea apartamentului trebuie să aveți grijă ce scrie în contract, cum vine renovat, trebuie renovat, nu trebuie, cum trebuie lăsat apartamentul. În general se face un protocol de predare către, de la voi, de la chiriaș către proprietar. Jos în comentariul acestui video este postat încă un link, dar îl postez și aici sus, un link unde vedeți un film unde intru în detaliu cum este cu predarea apartamentului, la ce trebuie să aveți grijă. Vizionați o link-ul de aici de sus, orice din comentariu jos, pentru că o să vă fie de folos. În plus, tot acolo un link va fi și un formular de predare a apartamentului și atunci puteți să notați toate informațiile care se întâmplă la predare, ca nu după câteva luni mai târziu să vină proprietarul să spună: ha, mi-ai stricat geamul, mi-ai stricat ușa, mi-ai spart eu știu ce e parchetul. Deci se face un protocol de predare între dumneavoastră și proprietar. Foarte important. Un lucru iară important care trebuie să-l faceți chiar în ultima zi de Germania sau chiar și înainte, de exemplu când vă dați demisia sau când anunțați proprietarul că părăsiți Germania, puteți anunțați la primărie de a vă scoate din evidența populației. Este important și cine nu se anunță că părăsește apartamentul poate să primească o amendă până la 1000 de euro și aia poate să fie executată în România.
De aceea este foarte important să anunțați la primărie. Nu este mare lucru, este un formular care și linkul acel, acea monstră, am completat-o, îl găsiți jos, cum se completează așa un Abmeldung la primărie. Asta în unele orașe se numește Gemeinde, la alte orașe se numește Stadthaus, în alte orașe se numește Rathaus. De obicei, acolo unde v-ați făcut Anmeldungul, acolo se face și Abmeldungul. Este o chestie simplă, durează 2 minute, nu durează mult, dar e bine ca să anunțați și puteți, cum am spus dinainte, să anunțați că din data X dumneavoastră părăsiți Germania. În formular se cere să dați și adresa de România, dar acolo dacă scrieți doar România, ajunge. Dacă vă întreabă unde vă mutați, păi încă nu știu, sunt în căutare. Dar asta e. Asta este lucru care neapărat trebuie să-l faceți la primărie să vă scoată din evidență. Și de ce? Este important, pe lângă amenda care o impune primăria, este vorba că așa puteți dovedi că din momentul ăla dumneavoastră nu mai sunteți la adresa aia. Și pe parcursul anilor, să zicem, sau lunilor următoare, poate vă vine o amendă, de exemplu, vine acolo la adresa aia. Vine, de exemplu, o scrisoare de la judecătorie, vine o scrisoare de la incaso. Și dacă la un moment dat vă prinde în România sau unde sunteți, atunci poți să spuneți, halo, oameni buni, uitați aici dovada. Eu, din momentul ăla, eu nu am mai locuit acolo. Greșeala nu a fost a mea, eu m-am abgemeldet, a fost totul corect. Poștașul n-avea dreptul să pună acolo, într-o cutie poștală unde nu-i numele meu, să-mi pună scrisoarea. Este dreptul dumneavoastră și atunci se reface dosarul acela care îi pe numele dumneavoastră. Deci, îi vă și ajută în anumite cazuri. Dacă ești în șomaj, de exemplu, sau dacă ai muncit în ultimii 2 ani de zile, minimul 12 luni, atunci ai dreptul de șomaj. Și acum vă spun ce posibilitate aveți să preluați perioada asta cu dumneavoastră în România. Dacă sunteți deja în șomaj și primiți deja banii de șomaj, mergeți la Arbeitsamt, la Arbeitsagentur și informați pe cei de acolo că doriți să plecați și să părăsiți Germania și să plecați în România. Și cereți-le să vă emită formularul U2 sau PDU2. Este un formular în care Arbeitsamtul menționează datele dumneavoastră, cât ați lucrat în urmă și că mai aveți dreptul la lunile de șomaj care au rămas încă. Cu acel formular mergeți la secția de șomaj din România și acolo primiți mai departe pe perioada cât îi șomajul. Dacă sunteți încă angajat, v-ați dat demisia și doriți să plecați în România cu demisia, cum am menționat înainte, atunci tot puteți ca să mergeți la Arbeitsamt și la Arbeitsagentur și să le spuneți, oameni buni, eu mi-am dat demisia de la locul de muncă unde sunt și vreau să plec în România, dar eu am lucrat în Germania aici mai mult de 12 luni în ultimii 2 ani de zile și doresc ca în România să-mi iau șomajul. Vă rog să eliberați formularul U1 sau PD1. Acest formular iară se completează de Arbeitsamt și îl depuneți la secția de șomaj din România. Sunt lucruri importante pe care poate vă ajută să primiți 1, 2, 3 lei în plus până vă puneți pe picioare în România. Deci, nu uitați, în cele două formulare, U1 este când vei ajunge fără muncă, și U2-ul când ești deja șomer și primești deja bani din partea Arbeitsagentur sau Arbeitsamtului. Da? Deci sunt două lucruri importante. În rest, aveți grijă la asigurările Rechtsschutzversicherung, asigurare juridică, la Haftpflichtversicherung, la eu știu ce asigurări mai aveți dumneavoastră. Gândiți-vă din timp să-i anunțați că părăsiți Germania și să se rezilieze contractul care îl aveți cu ei. Tot așa că și la telefoane mobile, dacă aveți contract, la reviste, sunteți abonat la, eu știu ce, ziare, reviste, mai aveți, eu știu ce, taxa radio, TV. La toate astea anunțați din timp că cu data de dumneavoastră părăsiți Germania și după ce ați făcut Abmeldungul la primărie, le trimiteți la fiecare câte o copie ca să aveți și dovada că, într-adevăr, ați părăsit Germania și acele contracte să se anuleze. Acum, există unele firme de telefonie, ziare sau eu știu ce, care spune, domne, tu ai cu noi un contract pe
o perioadă de timp, te rog, mai plătește atâtea luni și bun, sau plătește tot contractul până mai departe. Atenție, atenție, există un Sonderkundigungsrecht. Contactați un advocat sau contactați-ne pe noi, vă putem ajuta când este vorba ca firma aceea să nu intre într-o colaborare cu dumneavoastră pentru a rezilia contractul pe care îl aveți. Cei care primesc asigurări sociale, cum e Kindergeld, Wohngeld, Job Center, ALG 2, eu mai știu ce, Hartz IV, anunțați din timp sau că din data de părăsiți Germania și să se oprească. Cunosc sute de cazuri unde pleacă românii din Germania, se duc în România și mai primesc acolo alocație. Se trezesc după ani de zile cu câteva mii de euro de dat înapoi la statul german. Nu este de joacă pentru că de ani buni se fac executările direct și în România. Și aici, toți banii ăștia care vin din partea statului, ăștia nu se mai duc prin instanță să vă dea în judecată, să capete un titlu judecătoresc și după aia să se facă o execuție. Tot ce-s banii statului se execută direct. Asta ce înseamnă? Că instituția din Germania trimite documentația la ANAF-ul din România, de exemplu, și ANAF-ul vine la ușa dumneavoastră și face executare. Vă taie din salar, dacă aveți mașină barosană, voia se vinde și datoria și ia restul de banii primiți dumneavoastră, casă dacă aveți, terenuri, toată averea care o aveți, intră în executare. Deci nu este de joacă, chiar pentru 800 de euro am avut execuție în România. Ar fi bine dinainte să-i anunțați. Înainte de a părăsi, cereți de la asigurarea de pensie, de la Rentenversicherung, cereți prin formularul V0100, formularul Antrag auf Kontoklärung. Acolo primiți un extras din datele de cont care le aveți dumneavoastră la casa de pensie. Și acolo se menționează tot cât ați muncit în Germania, cât s-a plătit cotizații, toate informațiile astea. Aceste informații de pe foaia asta, de pe extrasul ăsta de cont de la casa de pensie din Germania, puteți să îl dați celor din casa de pensie din România. Și atunci, anii pe care aici i-ați muncit în Germania, se adaugă la anii care aveți munciți în România sau pe care îi mai munciți. Deci anii nu se pierd. Dacă munciți mai puțin de 5 ani de zile, mai puțin de un an de zile, atunci se pierde toată perioada aia. Munciți mai mult de 5 ani de zile, atunci vă dă și o pensie în Germania la vârsta când este vorba să primiți pensie. Important, banii de pensie nu-i căpătați înapoi. Banii, cotizațiile care le-ați plătit, nu-i primiți înapoi, pentru că tot acum vreo un an de zile eu am făcut un film că există o posibilitate de a primi pensia ce ați plătit aici în Germania. Dar atenție că nimeni nu înțelege ce am spus în filmul ăla. Eu în filmul ăla vorbeam că nu ai voie să muncești mai mult de 5 ani de zile în viața ta. Asta înseamnă că în viața ta, nu în Germania, nu că n-ai voie să muncești în România. Este vorba de viața ta. În viața ta n-ai voie să muncești mai mult de 5 ani de zile și atunci poți să ceri de la statul german ce ai plătit aici în casa germană, poți să-ți capeți banii. Dar nu vii că ai muncit 2 ani de zile în Spania, 3 ani de zile în Italia și cu un an în Germania sunt 6 ani și spui, păi nu, eu am muncit numai un an de zile în Germania. Nu, 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 aici se vorbește că nu ai voie să muncești mai mult de 5 ani. Nu zice unde să-i muncești. Deci, atenție mare. Deci, banii de pensie nu-i primiți înapoi. Dar, în schimb, puteți primi pensie când aveți vârsta de pensionare aici în Germania, cât și cea din România. Așa, asta este un punct foarte important. Asigurarea medicală. Atenție la asigurarea medicală, pentru că asigurarea medicală, ok, îi anunțați pe ei prin foaia de Abmeldung pe care le-o predați, că părăsiți Germania, poate să accepte. Poate să zic, ok, ai părăsit Germania, te scoatem noi de la asigurarea medicală. Atenție că legea europeană spune clar că fiecare cetățean european este obligat să aibă o asigurare medicală. Casa de asigurări din Germania, unde ați fost ultima dată asigurat,
poate să vină și să spună, ok, tu pe noi ne-ai anunțat că părăsești Germania, dar nu ne-ai anunțat că te-ai asigurat în țara nouă medical. Și atunci poți să zic că atâta timp rămâi la noi asigurat și trebuie să plătești la noi cotizațiile, atâta timp până ne dovedești că tu în țara nouă te-ai asigurat medical. Se poate întâmpla, am avut cazuri și din aștia. Nu sunt multe, dar nu se știe când pică exact pe tine această variantă. Sunt lucruri importante, fraților. Voi ce spuneți despre ele? V-a plăcut acest film? Dați un like sau un jos dacă nu v-a plăcut. Distribuiți filmul, dacă tot ați cerut să fac acest live, distribuiți-l ca să afle și alții despre ce obligații au când vor să părăsească Germania. Abonați canalul ca să fiți primii informați despre filmele care noi le facem. Și da, ce să zic, scrieți-mi jos la comentarii părerea voastră, întrebările voastre și poate la următorul film o să discut despre punctul dumneavoastră pe care vă interesează. Vă doresc o săptămână plăcută mai departe, un weekend plăcut și pe următorul film. Ciao!